Iubite familii îndurerate, dragi frați și surori, stimată adunare de doliu, în această după-masă suntem adunați în casa de rugăciune a Bisericii Pentecostale Betel din Arad pentru a participa la un serviciu divin de înmormântare. Înaintea noastră sunt două sicrie. Într-unul este trupul neînsuflețit al fratelui nostru Pavel Parpală, care la 65 de ani a făcut marele pas în veșnicie. A plecat acasă la Domnul. În celălalt sicriu este trupul neînsuflețit al sorei noastre de credință, Mărioara Marțiș, care la 66 de ani, la chemarea marelui stăpân, a plecat în veșnicie. Și aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, în minutele următoare, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, să vorbesc puțin despre cei care au plecat, apoi să am un cuvânt de mângâiere pentru cei care au rămas în mod deosebit, pentru cei din familie îndurerate, și apoi să am un cuvânt pentru toți cei prezenți și pentru aceia care ne urmăresc cu ajutorul internetului. Fratele Pavel și sora Mărioara au plecat. Până în ziua de 16 decembrie 2023 au fost ca și noi, au fost printre noi, au vorbit, au comunicat, au relaționat, dar în această zi, în acea zi de 16 decembrie, au plecat în veșnicie. Și cuvântul Domnului ne spune că cei mântuiți la moarte se mută să fie împreună cu Domnul. Este foarte important să știți și familiile zdrobite de durere să nu uite niciodată ceea ce ne spune cuvântul. Fratele Pavel și sora Mărioara nu sunt în sicrie. Trupurile lor neînsuflețite sunt aici. Țărâna se întoarce în pământ cum a fost, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Trupurile neînsuflețite sunt aici, partea spirituală a plecat să fie împreună cu Domnul. Și Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8, da, suntem plini de încredere. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ei au ajuns acasă. Mărturisesc că de multe ori de-a lungul anilor am zis nicăieri nu este ca acasă. Referindu-mă la casa mea, la familia mea pe care o aici pe pământ. Dar Pavel spune că atunci când ne sfârșim alergarea, când plecăm din lumea aceasta, noi care aparținem Domnului Iisus, ajungem acasă. Ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Pavel nu spune ne place mai mult. Ne place mult mai mult. Și detaliul acesta spune foarte mult. Niciun predicator, niciun teolog nu ne poate spune cât de bine și frumos va fi acolo. Se termină cu suferințele, cu durerile, cu lupta, cu alergarea, cu necazurile care sunt pe pământ. Viața noastră este scurtă, dar este plină de necazuri. Dar omul mântuit, în momentul în care pleacă din această lume, ajunge în prezența Domnului, scapă de toate durerile, de toate necazurile, este mângâiat, se odihnește și așteaptă învierea trupului care va avea loc la răpire. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13, Biblia spune, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul.
Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, că faptele lor îi urmează. E bine și ferice de cei care pleacă de aici mântuiți. E greu? Este foarte greu de aceia care rămân. Despărțirea este foarte grea. Sora Marinica își înmormântează astăzi soțul. Fratele Sandu își înmormântează soția. Numai cine trece pe aici știe și înțelege cât de greu le este, cât de greu le este copiilor, nepoților și tuturor rudenilor. Și noi care suntem frații voștri de credință, într-o măsură simțim durerea aceasta. Suntem mădulari în același trup și Biblia spune, când suferă un mădular, suferă tot trupul. Și suntem aici ca prin prezența noastră și prin cuvintele de mângâiere pe care vi le adresăm, să vă spunem că suntem alături de voi și simțim împreună cu voi. Vă rog să primiți condoleanțe și din partea mea și a familiei mele și din partea Bisericii Pentecostale Gloria din Arad. Noi vă transmitem cuvinte de mângâiere, dar acela care poate mângâia cu adevărat este Domnul. Dumnezeul în care noi credem și El vă mângâie și vă întărește în nădejdea revederii cu cei dragi în cer la Dumnezeu. Și fără îndoială că ne mângâiem și nu ne îndistăm ca cei care n-au nădejde. Atunci când facem ce spune Biblia, în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 18, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Ne uităm la lucrurile care nu se văd, pentru că lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și ne uităm prin credință la lucrurile care nu se văd. Prin credință ne uităm la lucrurile veșnice. Și noi credem că fratele Pavel și sora Mărioara au ajuns acasă, sunt mângâiați, se odihnesc, sunt împreună cu Domnul și așteaptă ziua și ceasul în care va avea loc răpirea bisericii la cer, așteaptă învierea trupului care va avea loc atunci. E bine și ferice de ei, e greu de noi care am rămas aici pe pământ, dar îi chem pe cei din familie la cuvântul lui Dumnezeu să citească, să creadă ce spune Biblia, să se uite la lucrurile care nu se văd. Scriptura ne spune că cei mântuiți la moartea fizică se duc să fie împreună cu Domnul și sunt multe pasaje biblice care spun lucrul acesta. Dar uneori Domnul ne dă experiențe prin care ne aduce aminte de aceste adevăruri, experiențe care ne încurajează și ne îmbărbătează. Și stând aici mi-am adus aminte că în august 1997 am fost la o slujbă de înmormântare în casa de rugăciune a Bisericii Pentecostale din Hunedoara. Și în fața noastră, a adunării prezente acolo, erau două sicrie. Într-un sicriu era un băiat de 11 ani, a trăit 11 ani. Numele lui era Adrian Huplea. Cel de-al doilea, Daniel Huplea, a trăit 16 ani. Și a trebuit să vorbesc și cu ocazia aceea. M-a invitat la înmormântare
bunicul copiilor, care era un slujitor pe care l-am apreciat mult și pe care l-am cunoscut de când eram copil. De altfel și tatăl copiilor a fost și este slujitor în biserică. Și mi-aduc aminte că fratele Dumitru Huple m-a sunat și la telefon m-a întrebat: frate, ai auzit de necazul nostru? Și am spus: am auzit. Am vrea să vii la înmormântare. Am acceptat. Ce am auzit? Ce s-a întâmplat? Cei doi băieți au murit într-un spital din Cluj. Era vacanța de vară și s-au dus la bunicii din partea mamei în județul Sălaj. Au mâncat ciuperci, am înțeles, s-au îmbolnăvit grav, au fost internați în spital, întâi în Zalău și apoi în Cluj, și în cele din urmă au murit. Auzisem lucrul acesta. Și fratele Dumitru Huplea m-a rugat să mă duc la mormântare. N-am uitat și nu cred că voi uita cât de greu mi-a fost. Aș fi vrut să nu mă invite, vă spun sincer. Așa am gândit în sufletul meu când am auzit ce s-a întâmplat. Pentru că mă gândeam, ce le voi spune părinților? Eram și eu tânăr atunci, eram tată de copii. Și totuși am acceptat și m-am dus. Și când am ajuns în curtea bisericii, păstorul bisericii, fratele Hada Gligor, mi-a spus ce s-a întâmplat înainte ca Daniel să moară. Adrian a plecat primul în veșnicie. Mama era cu ei de câteva zile sau erau între viață și moarte. Adrian a plecat prima dată și mama a fost lângă el când a închis ochii. După aceea a murit Daniel. Așa a îngăduit Dumnezeu ca mama să nu fie exact acolo lângă el, a fost într-o altă încăpere din spital. La un moment dat, doctorii l-au declarat pe Daniel mort, dar după câteva minute Daniel a deschis ochii și le-a spus celor ce erau acolo: spuneți-i mamei mele, spuneți-le părinților mei să nu se necăjească prea tare. Eu am plecat, dumneavoastră ați considerat că sunt mort, eu am plecat. L-am văzut pe fratele meu Adrian, este un loc foarte frumos și este fericit. Și Domnul mi-a permis să mă întorc în trup ca să transmit acest mesaj părinților mei. Și după ce a spus aceste cuvinte, Daniel a închis ochii pentru totdeauna în această lume și a plecat în veșnicie. Și când fratele păstor Hada mi-a spus aceste lucruri, mi-a fost mult mai ușor să predic Evanghelia. Dumnezeu îi pregătește pe ai Lui pentru momente grele. Suntem numai carne și sânge. Ne doare. Simțim durerea despărțirii. Dar noi nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Noi știm că fratele Pavel și sora Mărioara sunt acasă la Domnul. Și știm că îi vom revedea, îi vom reîntâlni și pe ei și pe toți cei mântuiți. David a fost zdrobit de durere când i-a murit un copil. Dar când a aflat că a murit copilul, a avut un comportament pe care slujitorii lui nu l-au înțeles. S-a ridicat de la pământ, s-a spălat și a schimbat hainele, s-a uns, a intrat în casa lui Dumnezeu și s-a închinat. Și când apropiații lui l-au întrebat care este explicația că procedează așa, el a spus: eu la el mă voi duce. El la mine nu se mai întoarce. Soțul dumneavoastră, tatăl vostru, dragi copii, soția dumneavoastră, mama voastră, dragi copii, a plecat, au plecat. Ei aici nu se mai întorc.
Moartea este un drum cu sens unic. Ne ducem de aici acolo, dar de acolo nu se mai întorc aici. Dar nu ne vom duce când ni se vor termina zilele. Știind lucrurile acestea, cred că cele două familii primesc mângăiere. Inimile lor le sunt întărite. Cei de care vă despărțiți cu mare durere sunt într-un loc mult mai bun decât au fost până 16 decembrie. Ceea ce ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru aceia care îl iubesc. Și fratele Pavel și cu sora Mărioara l-au iubit pe Domnul și au ajuns în locul acela pe care Domnul îl pregătește pentru adevărații credincioși. Și când știi că cel pe care l-ai iubit mult este într-un loc mult mai bun, ești mângâiat. Și când știi că tu te vei duce la el, mângâierea este și mai mare. Despărțirea nu-i pentru totdeauna. Despărțirea este pentru o vreme. Seara vine plânsul. Dimineața vine veselia. Nu ne uităm la lucrurile care se văd. Ele sunt trecătoare. Ne uităm la lucrurile care nu se văd pentru că ele sunt veșnice. Fratele Pavel și sora Mărioara au plecat. Noi am rămas. Nu știm până când. Nu te păli cu ziua de mâine, că nu știi ce poate să aducă o zi. Astăzi aici, mâine unde-i fi? Nu știi oare că tu vei muri? Căci atunci când nu te vei aștepta, cruda moarte te va secera. E foarte important să ne pregătim pentru marea călătorie. În fiecare clipă să fim pregătiți și pentru viață și pentru moarte. Pentru că în Evrei 9:27 Biblia spune că tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Omul moare o singură dată. Și detaliul acesta este foarte important. Dacă murim o singură dată, înseamnă că avem o singură viață pe care o trăim în trup. Dacă avem o singură viață pe care o trăim în trup, înseamnă că avem o singură șansă să ne mântuim sufletul. Cine moare nemântuit, e pierdut pentru totdeauna. De aceea, mă adresez tuturor celor care mă ascultă în această dupămasă și vă chem ca împreună cu mine toți să ne pregătim pentru marea călătorie. Dacă Domnul nu va veni în timpul vieții noastre să avem parte de răpire, când ni se vor termina zilele, vom închide ochii și alții ne vor conduce pe ultimul drum în această lume. Și așa de important să fim pregătiți pentru moarte, să fim pregătiți pentru veșnicie, pentru că cine ajunge la moarte în locuința morților așteaptă judecata de la urmă și pedeapsa veșnică. Iar cine moare în păcat cu Domnul pregătit ajunge în prezența Domnului și așteaptă învierea trupului care va avea loc la răpire și așteaptă să fie împreună cu Domnul pentru vecii vecilor. După moarte nu se mai poate face nimic. În Luca la capitolul 16 citim una dintre pildele pe care le-a spus Domnul Iisus, intitulată Pilda bogatului nemilostiv. Și în această pildă Scriptura spune că bogatul nemilostiv a murit, oamenii l-au îngropat, dar el a ajuns în locuința morților. Acolo este întuneric și mare chin.
Și Biblia spune că la un moment dat, bogatul nemilostiv i s-a adresat părintelui Avram spunându-i: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine, trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și cel care a avut o viață de lux pe pământ, le avea pe toate din abundență, n-a primit nici măcar un strop de apă ca să-i răcorească limba. Și și-a dat seama că pentru el nu se mai poate face nimic. Chinul este veșnic pentru cei pierduți, pentru cei nemântuiți. Și Scriptura spune în continuare că bogatul nemilostiv a mijlocit pentru cei cinci frați ai lui care erau în casa tatălui său, spunând: Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu ca să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în locul acesta de chin. Există cineva care crede că totul se termină la moartea fizică? Bogatul nemilostiv din chin, din locuința morților, voia să le transmită celor cinci frați ai lui că existența omului nu încetează la moartea fizică. Omul este cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu pentru vecii vecilor. Știți ce i s-a spus bogatului nemilostiv? Frații tăi l-au pe Moise, au prorocii, să asculte de ei. Și bogatul nemilostiv a spus: Nu, Părinte Avrame, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Locuința morților se știe de pocăință. Cei pierduți știu că fără pocăință nimeni nu ajunge în prezența Domnului. Și auzim pe atâția astăzi care disprețuiesc pocăiții, bajocoresc pocăința. Dar noi o spunem tuturor deschis: fără pocăință nu există mântuire. Fără pocăință nimeni ajunge în cer. Cine nu se pocăiește va fi chinuit pentru vecii vecilor, va ajunge în iad, în locul de pedeapsă veșnică. Bogatul nemilostiv a spus: dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și știți ce i s-a spus în continuare? Chiar dacă ar învia cineva din morți, cine n-asculte de Moise și de proroci, nu se va pocăi. Eu vreau să vă spun că la noi a venit cineva. Peste 5 zile vom începe marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos la Betleem. Fiul lui Dumnezeu, singurul Fiul al lui Dumnezeu a venit la noi să ne învețe, să ne ajute, să moară pe cruce pentru noi și locul nostru, ca noi prin credința în El să avem viața veșnică. Să nu mergem la judecata de la urmă, ci să trecem din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, a spus Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit la noi și a dat viața. Și-a vărsat sângele, a depus pe cruce jertfa supremă, pentru ca noi prin credința în El, în jertfa Lui și prin întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință, să fim mântuiți, să primim viața veșnică, să avem numele scrise în cartea vieții,
Să fim cetățeni ai cerului, copii ai lui Dumnezeu, să-i aparținem Domnului Iisus Hristos. Bogatul nemilostiv Avram mi-a spus, frații tăi îl au pe Moise și au prorocii. Noi îl avem pe Moise, avem prorocii, avem Vechiul Testament, avem Noul Testament, avem întreaga Scriptură care vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și Biblia spune că oamenilor este rânduit să moară o singură dată. Un detaliu pe care aș vrea să nu-l uităm niciodată. Pentru că cine moare nemântuit e pierdut pentru totdeauna. Dincolo nu se mai poate face nimic. Și n-am vrea ca preunul dintre cei care ne ascultă astăzi participă la slujba aceasta de înmormântare să plece din lumea aceasta nemântuit și să-și petreacă veșnicia în întuneric, în chinuri, despărțit de Dumnezeu pentru veci vecilor. Ce am dorit ca toți, atât noi cât și cei dragi ai noștri, să luptăm lupta cea bună a credinței, să fim pe calea îngustă a mântuirii, să călcăm pe urmele Domnului Iisus, să ne uităm la lucrurile care nu se văd, care sunt veșnice, să credem în Domnul chiar dacă nu-L vedem, să-L ascultăm, să împlinim poruncele Lui, să facem voia Sa, pentru că atunci când vom pleca din această lume, prin moarte sau prin răpire, să ne ducem să fim împreună cu El, cu Domnul Iisus și nedespărțiți de El, să fim pentru vecii vecilor. Dumnezeu să binecuvânteze și să mângâie aceste două familii îndurerate. Adânc îndurerate. Mângâiați-vă gândindu-vă și știind că cei doi sunt acasă la Domnul. Fratele Pavel, sora Mărioara. Mângâiați-vă gândindu-vă că ne spune cuvântul că va fi o revedere. Va fi o reîntâlnire. Astăzi vor fi depuse în sărână trupurile neînsuflețite ale celor doi. Ei au plecat să fie împreună cu Domnul. Aceasta este realitatea. Aceasta este credința noastră. Mângâiați-vă știind lucrurile acestea și noi când ne despărțim de cei dragi care L-au slujit pe Domnul, nu zicem adio niciodată, noi zicem la revedere. În nădejdea revederii cu cei dragi în cer la Dumnezeu, Domnul să vă mângâie, să vă întărească și să vă ajute să treceți biruitori prin această încercare care nu este deloc ușoară. Domnul a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El să fie cu voi, să vă poarte de grijă, să vă poarte cu carul Lui de biruință toată viața. Domnul să binecuvânteze întreaga adunare de doliu. Pe cei prezenți și pe cei care ne urmăresc cu ajutorul internetului. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să trăim în așa fel încât atunci când vom pleca din această lume, să ne ducem să fim împreună cu Domnul. Până atunci să-L slujim, să-L ascultăm, să trăim prin credință și să facem voia Lui. Domnul pe toți să ne binecuvânteze, să ne ajute să fie cu noi și să ne ajute să-L slujim cu credință și din toată inima. Amin.